Astăzi ne plimbăm cu noua Toyota Yaris 2021. O mașină care e micuță, arată bine, sunt lucruri pe care le-am descoperit care îmi plac și sunt lucruri care desigur nu îmi plac. Să începem puțin cu specificațiile pe care le are această mașină. Are un motor de 1.5 cilindri Dynamic Force. Este un motor derivat din cel de 2.5 litri al lui Camry Dynamic Force, chiar cel din 2.0 de pe Corolla Sport Tourer, Corolla Hatch și CHR cu 2.0 Dynamic Force, care are 4 cilindri, 152 de cai putere și are raport de compresie 14:1, injecție directă, o cursă mai mare decât este diametrul. Astea sunt feature-urile, să zic așa, ale motorului Dynamic Force. Am făcut un clip detaliat despre Dynamic Force separat când eram în Toyota Camry a prietenului meu. Și astăzi ne plimbăm cu cealaltă variantă de 1.5. Sunt curios să o conduc și pe cea de 2.0 Dynamic Force. Cea de 2.5 este excepțională, dar astăzi ne concentrăm pe cea de 1.5. Desigur, ceva ce mie nu-mi place este în 3 cilindri. Cred că o puteau face și în 4, dar au vrut să facă mașina mai eficientă. Deci motorul este în 3 cilindri și combinat cu motorul electric au un total de 116 cai putere, 85 de kW, adică exact cât are E90-ul 316 diesel, 2.0 diesel, doar că aia are mai mult cuplu. Dar surprinzător, se duce destul de bine pentru o mașină de 1.5. S-a dus la 100 aproape imediat, nu chiar 190. Deci accelerează foarte, foarte ușor și reușește să fie mai economică decât Toyota Corolla. Mai economică nu cu mult, adică consumul din punctul meu de vedere, să fiu sincer, mă așteptam să fie mult mai mic decât la Corolla. Mult mai mic însemnând, mă așteptam la un mers așa economic să scot un 2.8-3%, dar am scos 3.3-3.5, iar dacă mă chinui cu Corolla scot un 3.5-3.8. Deci până în 0.5% este diferență de consum între mașina asta și Corolla 1.8 hibrid sedan, care este mult mai practică. Este și puțin mai grea, dar este mult mai practică. Portbagaj, absolut tot. Iar diferența de preț între ele nu este atât de mare. Mașina pe care o conducem astăzi este variantă Active Hybrid, care este undeva la 19.000 de euro. Regăsiți prețurile pe site. Momentan acest model se vinde la prețurile de listă. Iar dacă ne uităm la oferta Toyota de pe pagina lor de oferte, cu livrare stoc imediat, livrare rapidă, o Corolla Business este 21.000 hatch, care e puțin mai mare ca asta. Asta practic e concurent Polo, aia este concurent Golf. Pentru 2.000 de euro consider că mai bine mai aștepți și ție o Corolla hatch. E mult mai practică, e un pic mai puternică, e mai ușor de condus, e în 4 cilindri, e mai bine insonorizată, e mai bine echilibrată, e mai spațioasă, e mai ok din toate punctele de vedere. Asta ar fi minusurile pe care le-am văzut eu așa ca prima impresie. Din ce am văzut la Corolla mea, că acum o conduc deja de aproape 4.000 de kilometri, 3.500 de kilometri, am programat-o pentru schimbul de ulei preventiv de rodaj. Și ce vreau să zic este că când mergi cu viteze reduse cu un hybrid, cel puțin asta am văzut la Corolla mea, când mergi cu viteze reduse, când intră, în special când pornește motorul termic, ai un șut, pentru că pornește, el e static, pornește și îți dă o zmuceală. Se simte acea zmuceală doar la viteze mici sau când stai pe loc. Când stai pe loc și pornește motorul termic, e o zguduială așa, care este amortizată de niște suporti motor antibalans. Iar asta vreau să zic, la mașina asta fiind în 3 cilindri, acea zguduială care este atât pe loc cât și la viteze mici, este mai accentuată, pentru că motorul e în 3 cilindri și este mai dezechilibrat prin natura sa. Când ești în mers, desigur, nu se simte atât de... Când ai peste 50 de km pe oră, nu se mai simte
acest muceal atât de puternic. Iar cu cât e motorul mai mare, cu atât mai bine. Nu se mai simte atât de rău. Cutia este ECVT, exact ca la Corolla. Are un rezervor de 36 de litri și un portbagaj foarte mic. Deci portbagajul este, na, fiind și segmentul în care se află, este destul de mic. Nu e o mașină ideală pentru drumuri foarte lungi. Iar având în vedere că Corolla mea pe autostradă consumă 7%, la 130-140 de km pe oră, consumă 7%. Clima pornită, minus 5 grade, consumă 7%. Dacă mergi până într-o 110, am avut un consum de 5,4. Deci hibridul strălucește la consum și la emisii scăzute, la viteze până într-o 100 de km pe oră, chiar până în 80. De la 100 încolo consumul crește. La Camry, nu știu la mașina asta cum e, că nu o să am ocazia să o testez pe autostradă. La Camry, pe autostradă, că am fost eu personal, am condus mașina până la București, când am fost să ridic Subaru de la Bump Car Service, de la vopsitorie. Am făcut albastră, dacă nu s-a văzut deja. Am scos un consum de 4,8. Autostradă, mers preponderent lejer, legal. Deci am mers cu viteze între 80 și 140 de km pe oră, anti-amendă. Fără foarte multe depășiri, am plecat la 6 de dimineață, era destul de liber, era weekend. Plus București, plus întors, 4,8%. Așadar, Dynamic Force-ul de 2.5 de pe Camry reușește să fie mai eficient decât Corolla, care nu este Dynamic Force, acel motor. Generația practic veche. Acest motor bănuiesc că, din câte am înțeles de la Toyota, motoarele Dynamic Force sunt mai bine optimizate pentru drumurile lungi, pentru mersul pe autostradă, decât generațiile vechi. Deci, în teorie, ar trebui să fie mai economică mașina asta decât cu 1.5 Dynamic Force în 3 cilindri, decât Corolla mea. Dar nu cred că va fi mai eficientă decât Camry. M-am plimbat cu ea ieri vreo 60 de kilometri. Am fost până la Călimănești și înapoi. Am fost cu toată familia în mașină. Și am reușit să scot un consum de 3,3. În condițiile în care am mers lejer de tot. 60, 70, 40, numai așa am mers. Lejer de tot. Cât mai economic posibil, pe banda 1, fără să încurc pe nimeni. Și am scos un 3,3-3,4. Am făcut și o poză aseară când am ajuns, după ce am parcat mașina, am scos un consum de 3,4 per total. Deci este economică, reușește să fie un pic mai economică decât o Corolla, dar nu cu mult. Adică nu e, dacă te uiți doar la consum, nu e o diferență foarte mare. E mai zgomotoasă, e mai puțin sigură, mai puțin dotată decât o Corolla, care, repet, e doar o diferență de 2000 de euro. Iar dacă o dotezi pe asta la maxim, ajunge la preț de Corolla chiar mai scumpă decât o Corolla. Ceea ce mie momentan mi se pare nejustificat, vorbind strict din perspectiva prețului. Așa, lăsând prețul la o parte și comparațiile la o parte, este o mașină plăcută la condus, ușor de condus, v-am spus, destul de sprintenă pentru un 1.5. Adică 100. Scurt. Deci are 116 cai, repet, și un motor electric care răspunde aproape instant și are o caroserie de 1060 de kg, cu tot cu baterii. Deci reușește să fie și economică și sprintenă. Dacă o comparăm cu un motor de 1.0 turbo în 3 cilindri, cred că sunt performanțele asemănătoare. Aia are cuplu că așa, dar e motorul mai mic, asta are motorul mai mare, ajutată de un motor electric. La finalul zilei, dintre un motor 1.0 turbo și asta, eu zic că cu asta ești mai câștigat. De arătat n-arată rău, adică, să fiu sincer, îmi plac mai mult scaunele la mașina asta decât la Corolla mea, care par mai învechite. E așa un textil mai plăcut, e un gri mai interesant. Îmi place mai mult culoarea asta de textil decât la Corolla. Îmi plac ușile cum sunt, îmi place. Display-ul e cam ca la Corolla, aceeași sistem de operare. Are climatronic simplu, nu este dublu. Cu un intrare USB, încă o priză de 12V acolo și în mare este ok. Are discuri ventilate pe față, discuri pline pe spate, adică nu au recurs la economii de genul tambur. Nu știu cine mai folosește tambur. Am văzut că are bară de torsiune pe spate, pe față, suspensie MacPherson. Oglinzile văd că sunt la fel ca cele de la Corolla, adică nu văd, sunt identice, sunt mari. Pentru o mașină de dimensiune asta, oglinzile sunt mari. Lucru care m-a enervat, să zic așa, ieri,
nu știu cum au ceilalți competitori, pentru că n-am stat să analizez, dar mi se părea de bun gust să pună și ei o lumină în spate, o plafonieră, ceva. N-are niciun bec în spate. Deci dacă vrei să te legi la șiretă în spate, nu vezi nimic. Blanc. Pur și simplu blanc, nu vezi nimic. Îmi place mult volanul. Designul la volanul ăsta este genial. Așa scurt. Adică e, centrul ăsta e micuț, diametrul e mic. Deci volanul îmi place cel mai mult la mașina asta. Schimbătorul e identic cu al meu. Spațiul de aici, de la telefon, e destul de micuț. Adică și mașina e micuță, dar mie telefonul nu-mi încape să-l pun așa, efectiv. N-am niciun telefon foarte mic, dar na, puteau să fac un pic mai mare. Vine cu Apple CarPlay, cu Car Kit Auto, Adaptive Cruise Control. Asta îmi place la Toyota. Vine standard cu Adaptive Cruise Control. E varianta cea mai cheală, din câte știu, hibridă. Și vine standard cu Adaptive Cruise Control, cu multe sisteme de siguranță, cu un motor economic, e destul de fâșneț. Adică, până la urmă, mașina asta pentru oraș, pentru București, pentru, poate, taxi e cam mică, dar merge și pentru taxi, este excelentă. Deci, pentru cine face naveta sau are de făcut mulți kilometri în oraș, până la urmă, e ușor de parcat, mai ușor de parcat decât acolo la. Este ușor de parcat, este economică, sprintenă, dar prețul mi se pare un pic cam mare. Adică, pentru o mașină de talie asta, îți iei un Hyundai i20 cu 11.000 de euro, nu cu 19.000. Ce-i drept, aia e manuală, e altă tehnologie, dar strict vorbind de segmentul în care se află mașina asta, mi se pare un pic cam piperat prețul. Dar nu pot să zic că nu-mi place. Pot să zic că îmi place, dar mă așteptam să-mi placă un pic mai mult. Sistemul audio e decent, deși sunt doar 4 difuzoare, se aud bine. Nu am găsit, din păcate, am căutat pe vreo 5-6 site-uri, am căutat o broșură pe toyota.ro, am căutat cam peste tot. Nu am găsit, din păcate, niște informații legate de motorul electric, să văd exact câți cai are. Am văzut că motorul termic are 75 de cai putere. Sper că n-am găsit o informație greșită. Doar cel termic. Iar înseamnă că cel electric trebuie să aibă cel puțin 50 de cai putere și să scadă media un pic mai jos, sau 80 de cai putere. Dar are un raport de compresie de 14 la 1 ca toată familia Dynamic Force. Injecție directă, chiar injecție directă cu două injectoare ar trebui. Dacă respectă aceeași arhitectură, ar trebui să fie cu două injectoare. Se încălzește repede, e ok, motor mic, avantaje, dezavantaje. Per total, de oraș, e faină. Dar dacă vrei un pic mai mult de atât, mai strânge 2000 de euro și uită-te la o Corolla. Dacă bugetul este extrem de limitat și vrei o mașină care consumă puțin și e destul de fâșneață și ai garanție 6 ani la ea, și asta e foarte important, atunci ia-ți un Yaris. Hai să vedem în cât timp ar prinde suta. Sunt pe power și facem un keydown așa. Eu cred că e sub 10 secunde la cum s-a simțit. Iar 0-60 super rapid. S-ar putea până la 50 la oră să îi faci bye-bye la un E46. După aia te ia, că na, intră și el în ture. Da, interesant. Și la deal. Da? Știe să fie și sprinten în power, în sport, adică. Foarte interesant. Foarte, foarte, foarte interesant. Nu m-aș fi așteptat. Vedeți pe filmare, deci am 50 la oră. Kick down. Sută. Deci se duce, bine, sunt la vale acum, dar... Sunt la vale, dar... Răspunde bine. CVT-ul aruncă motorul în turația care trebuie pentru o putere optimă. Motorul electric îți dă șut, caroseria e ușoară, rezultatul, o accelerație decentă.
chiar decentă. Cam asta este mașina în mare. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.